ingrediente, să nu fie complicat practic pentru nimeni acasă. Rețeta mea de astăzi, tagliatele rebele, aș putea spune că ar putea să o gătească chiar și un copil de 10 ani. Este cât se poate de ușoară. Alături de mămica lui, bineînțeles. Da. Aveți nevoie pentru rețeta de astăzi, în primul rând, de tagliatele. Am ales două tipuri de tagliatele, cu ou și tagliatele cu spanac, pentru că trebuie să fie și puțină culoare în farfurie. Roșiile sherry, tot pentru pata de culoare, dar și pentru un plus de gust. Sigur că da, creveții, care pot fi cât de mulți, sunt delicioși. Se prepară foarte simplu, foarte repede. Practic în 2 sau 3 minute sunt gata, trași la tigaie, împreună cu un cățel de usturoi, foarte puțină sare, ulei de măsline și stingi cu puțin vin. Asta este tot. Apoi se adaugă pastele peste, spanacul, baby spanacul, pentru un plus de prospețime, dar și pentru vitaminele ce le conține acesta. De preferință, spanacul îl puteți adăuga atunci când serviți pastele, ca acesta să rămână în forma lui, în forma lui naturală, să nu fie preparat termic. Puteți adăuga și chiar v-aș recomanda la paste o lingură sau două de smântână peste creveți atunci când sunt gata. În felul acesta, pastele devin mai cremoase, după părerea mea, sunt mai delicioase și mirosul de pește nu este chiar așa de pregnant. Asta am vrut să zic. El face orice să scoată mirosul de pește. Deci dacă poate să-l pudreze cu vanilie, l-ar pudra cu vanilie. Cu mare drag aș face. Da. Și ca să-i dau o notă mai specială și ușor orientală, am să presar niște fistică tăiată grosier. Asta la final. Nu vă recomand să puneți vreo un tip de brânză sau parmezan peste pește, pentru că nu fac pereche bună. Da, corect. Nu prea fac pereche bună.